Invit să urmim împreună acest meci care se joacă în grupa B, cea mai puternică grupă. O grupă în care Petrolul a câștigat la Borcea împotriva Agricolei Borcea cu 3-0, iar ieri FCSB a învins-o pe Dinamo cu 4-0. În condițiile astea, Craiova, care după meciul cu Metalul Buzău, mai de jucat cu Petrolul și cu FCSB în deplasare, este obligată să câștige astăzi. Și de preferat pentru ea ar fi să câștige la un scor cât mai mare, cu toate că nu golaverajul. Este primul criteriu de partajare între echipele aflate la egalitate de puncte, ci rezultatul direct. Bun, apar pe teren jucătorii celor două echipe. Brigada de arbitri l-are pe Bogdan Dumitrache la centru, asistat de Mircea Urbuleț și de Alex Vodă. Întrucât nu este meci între două echipe din același, din prima ligă, nu vom avea VAR. Buzăul, Metalul Buzău a promovat în Liga 2 pentru prima oară în istorie și după un început greu are o perioadă excelentă. A luat numai puțin de 8 puncte în ultimele 4 etape, printre altele a câștigat cu 1-0 pe terenul destinătoarei cupei Corvinul Hunedoara, printr-un gol marcat de Lazar. Vom vedea imediat alcătuirea celor două echipe. Craiova menajează câțiva jucători, dar are o echipă destul de bună. Buzăul, antrenat de Valentin Stan, îl are în poartă pe Micle, Jun Cănaru, Marian Manea, Olaru și Mihai sunt apărători. Alin Manea, Borțoneanu, Tudorică și elvețianul Davide Iozici joacă la mijlocul terenului. Valentin Robu și Sabin Moldovan în atac. Cicăldău este venit prima oară titular, a luat și banderola. Marius Tudorică este capitanul Buzăului. Costel Gâlcă, echipa lui traversează o perioadă deosebit de proastă. O victorie doar în ultimele 8 etape acasă cu Slobozia. Craiova l-are în poartă pe lung la primul meci de la revenirea la Universitatea. Apoi Iago Lopez, Zaikov, Sierra și Ndong în apărare. Oshima căpățână Cicăldău la mijloc, Paradela, Bană și Luchic în față. Mai degrabă este însă un 4-2-3-1 cu a recuperat Tudorică. Și asta este o intrare foarte tare a lui Basilio Ndong, care ia galben, nu știu dacă nu-i de mai mult, dar nefiind VAR, așa rămâne. Aștept o reluare. Intervenția asupra lui Alin Manea. Poate să dai roșu ușor. Vine tare de tot cu crampoanele direct pe glezna lui Manea. Nu știu dacă Manea va putea să mai continue. Cred că decizia de cartonaș galben este deosebit de blândă pentru Craiova. Încearcă să explice Costel Gâlcă cum ar trebui să intre. Încă o dată, nu știu dacă Alin Manea va putea continua meciul. Acum se luptă Cicăldău cu Borțoneanu. Tudorică. Pasă excelentă! Situație mare de gol, încă o dată lung salvează în fața lui Moldovan. Două situații de unul contra unul cu portarul, ratate de Moldovan. Sigur că e un pic de unghie greu. Excelentă pasă în adâncime dată de Tudorică. Căpățână, centrează, situație promițătoare și o ocazie importantă, chiar importantă, pe care o ratează Mora.
Din nou Mora. Căpățână. În concentrare bună și minge trimisă cu capul de Meca Bișvili în brațele lui Micle. E, pare că intrările lui Bayram și Mora au activat Craiova. Două faze bune într-un interval de câteva minute. Zem dacă mai reușește să reziste Metalul Buzău. Foarte bine sare și Meca Bișvili. Ultimul meci din prima etapă a grupelor Cupei României se joacă de la 9. De postul nostru e faul, se lasă însă bine avantaj și este gol! Metalul Buzău înscrie fantastic în vinclu Valentin Robu. Bravo și lui Bogdan Dumitrache, a lăsat avantaj 1-0 pentru Metalul Buzău, absolut meritat. Spuneam, ultimul meci de la 9, Botoșani Rapid. Imaginea bucuriei pentru golgheterul Metalului, Valentin Robu, jucător adus de la Brăila. Aici e faultul lui Lisuri, se lasă bine avantaj. Robu trimite în vinclu, nemai lăsându-i nicio șansă lui Silviu Lung. Incredibil! Nu e chiar așa, sunt mai mult de 5 minute. Dar se conturează cea mai mare victorie din istoria acestei grupări. Din lot și de pe teren este Marius Tudorică, capitanul care are 30 de ani. Greșeală mare în defensivă, greșeală mare și este o ratare monumentală a Buzăului. N-ajunge Robu să împingă mingea în poartă după o eroare de începător al lui Zaikov. Nu este Sierra, cred. Oricum, o eroare de începător. Cred că a fost Sierra. E Borțoneanu. Încă o șansă pentru Ivan! Din întoarcere! Reușește să respingă portarul! Iar apoi Cicăldău este blocat. Șansă pentru Ivan. Intervenție bună a lui Micle. Șutul a plecat pe contrapieul portarului de la Metalul. Tudorică și Robu au fost admirabili, de asemenea Borțoneanu. Fază bună cu șuta lui Nica, prins lângă bară.